Păi ce să facem? La cumpărături. Să umplem frigiderul că se apropie weekendul și e cam goliciune. Ia uite ce de cafea, ia să luăm. Atât o cafea, lasă mamă că bem de-ai luată. Toate ele s-au scumpit. Nu mai e nici de trăit, nici de murit. E bine că, știi ce e bine când facem piața? Că facem mișcare. Cu vreo 200 de pași, că nu găsește aia, nu găsește aia, nu găsește aia, nu mai găsește aia. Da, caut și nu știu ce... fiți amabilă, aș vrea să iau și eu niște... Uite, mi-am întors spatele, nici n-am apucat să vorbesc, ci că pe partea alta. Adică ce? Ce serviabile sunteți, foarte cum se cade sunt doamnele astea, da. Le ninge, le plouă și le cade cu greață. N-au cum să fie gravide, că sunt purisance. Fiți amabilă, aș vrea să cumpăr, să întreb și eu dacă pentru depus în ciorbă. Nu știți? Nici mă întreabă ce e pus în ciorbă. E niște de alea uscate, care să n-aibă așa multe nenorociri. Că mâncăm și nu știm ce mâncăm. Mâncăm și ne umflăm. Da, aproape că nu mâncăm nimic și suntem umflați în burtă. Zici că suntem în luna a treia, a patra, de rate. Când mi-aduc aminte de rate, mi se urcă sângele în cap. Da, uite că în găsire. Ce să luăm, da? Bine. Asta e. Bună ziua. Nici nu-mi răspunde. Te vorbesc și eu singură. Bună ziua, spun la castraveți, la ce-o mai fi, beci. Da, caut, că nu mai pot de picioare. De când colin și tot caut. Una mă trimite acolo, una mă trimite în partea altă. Și eu făcui kilometri. Da, mămică. Dar uite ce frig e, beci. Să-mi fi luat un pullover. Frig rău. Mi-aduce aminte de iarnă. Și iarna facem cele mai multe datorii. Hai. Vă pup, doamne!